adevăratele ofrande. Banul e ban. Banul e ban, la colecție. Happy Guest House. Wow, ce arhitectură mișoară clădirea asta, cu flori. Mai rămânem prin zona. Suticile. Suticile de pus la ofrande. Ia repede să-l prăgim. Trei kilometri pe jos până la următoarea cazare. O să stăm mai multe zile în Siem Reap. Astăzi poate mergem la templu, la apus. Ce trecere de pieton dubioasă. 100 de metri garduri. Pistă de biciclete. Nu te joci. Da, e bine, că te tirezi un pic, și mergi pe pic. Cartofiuri calți. Alune, cartofi mult. Pepeni, ai la pepeni, am luat punga de ananas. 3 ananas? 4. 3. 4. Unde sunt? Nu vezi? Da, 4. 4 ananas cu 5 minute. Eram dat 3. Adică 1 dolar, 1 euro 20. Copaz de luat micul dejun. Ananasii. Piticul cu viteză. Ne-am dat pe cartofi dulci. Cartofi dulci. Jackfruit-ul chiar în drumul spre cazare. Hai, bagă mă în sacoș. Mamă, cine care? 5-6 kg unde stă. Casa lui Vlad Țepeș. Chiar că casa lui Vlad Țepeș. Este o căldură inimaginabilă. Am băgat 3 km prin soare. Nu prea avem șanse să facem templu pe jos. E foarte cald. Plus că sunt vreo 30-40 de km. În total, așa de colindat, poate chiar mai mult. Și asta este cazarea. SRL-ul. SRL-ul. Mergem să luăm tichet pentru Angkor Wat. Se poate lua și online. Dar nu mi-a mers acum. Am găsit mare combinație, să mergi la apus și după aia următoarea zi, toată ziua. În prețul unui singur bilet. Am ajuns să luăm tichetul. Three days or one day?
Entrance. Asta e la Wildlife Aquarium. Wow, câte hub-ul, mă? Mare hub. 37 de dolari intrare pentru o zi și pentru o săptămână costă... Cât costă pentru o săptămână? For one week, how much is? One week, $72. 72. 72. Aproape dublu. Și astea-s biletele. Is your ticket? Thank you. Ok, acum. Thank you. Oh, astea-s biletele nice. Cu fața noastră chiar. Nice. Aici nu poți să faci nicio schemă. Ne-am luat biletele pentru o zi și marea combinație e că dacă ajungi la ora 4:30, 4:40, poți să ai gratuit astăzi să vezi sunset-ul, să vizitezi un templu și mâine, toată ziua, începând de la 5 dimineața este activ tichetul. Deci poți să stai practic două zile. Două zile, da. Vine tuc-tucul. Până la urmă cea mai bună combinație de ieri. Hello? Am luat un tuk-tuk, ne-am negociat cu oamenii pe aici, n-a vrut nimeni să ne ia cu 20 de dolari. Și până la urmă l-am găsit pe omul ăsta ieri, ne-a lăsat numărul de telefon. Găsim și cu 15 dolari. Dar acum trebuie să vedem și sunset-ul. Și automat erau două zile de trip, de tur. Și cam toată lumea vrea pe o zi de tur 20 de dolari. Tipul ăsta ne-a lăsat numărul ieri și am scris repede pe WhatsApp că deja ne-au luat toți la intrare, nu o să găsești cu prețul ăsta, caută în tot orașul și nu o să găsești cu prețul ăsta. I-am scris lui și a zis să ajung în 5 minute și a venit. Mergem spre Sanse. Ne apropiem de apus. Primul tuk-tuk în tripul ăsta, în afară de la, de la Ana Radhapura, care a fost combinația lui Sisi. Da, care... Oh, nice sunset, da? Nu ne așteptam să mai ajungem la un templu, la apus în seara asta, dar pe ultima 100 de metri am găsit soluția. Vis-a-vis e templul de unde putem să vedem apusul. Doar că trebuie să-i dăm puțin mai rapid. Puțin mai rapid, că nu știu dacă mai prind ceva. Angkor Wat, o minunăție a lumii. Yeah.
Primele minute în Angkor Wat ne-au dat afară rapid. N-am apucat nici să urcăm primele scări, să trecem pe partea cealaltă, să vedem ce se ascunde în spate, că s-au închis ușile. Dar mâine avem toată ziua să le explorăm. Spanac cu chinezesc, orez cu creveți și cu sepia. Spanacul chinezesc sau cum îl numesc ei, Morning Glory. Plus coconatul. Încă nu ne-am săturat, ne mai băgăm pe niște sepia. Și niște ciupercuțe. Mamă, ciupercuțele astea l-am văzut în Europa, sunt mega scumpe. Mai ții minte? Aha. Sepia? Sepia. Două sepioare. Și ceva de aici? Asta-ți da la... Nu mai este. Ocra. Atât. Mi-am mai luat un mic aperitiv. Ciuperci cu sepia.